Salutare! Bine ați revenit pe canalul nostru! Subiectul clipului de astăzi pleacă de la un comentariu primit pe YouTube de la un urmăritor de-al nostru și client de meauto.ro, care îi mulțumim, domnul Cristian George Cristofit, nu cred că e o problemă că îi spunem numele. Și domnul Cristian ne zice așa, vreau să vorbiți puțin despre controversatul ulei 0W30, despre care mulți spun că nu este pentru clima României, și că se ține motor doar când vine mașina din fabrică cu el, iar apoi de la primul schimb se bagă 5-30. Mai vreau să vorbiți despre uleiurile 0-16-0-20, chiar dacă sunt necesare pentru motoarele hibride, dacă chiar sunt necesare pentru motoarele hibride sau sunt doar marketing, cum spun unii cunoscători, și a scris domnul, și de ce 5-30 este cel mai vândut în România și considerat Dumnezeul uleiurilor. Ai, nu ai nevoie, ba 5-30 că e la modă. Bun comentariu, mulțumim. Eu am crezut că am lămurit speța asta cu viscozitățile. Eu cunosc comentariu, ce mai trebuie să mai vorbesc, că am mai vorbit, că ce zic oamenii, că mă repet, că am o oră stricată. Bă, dar mi-am adus aminte că repetiția e mama învățăturii. Și am spuneau mie părinții la școală, repetă. Și eu am greșit pentru că am crezut că dacă am făcut niște clipuri la începutul vieții acestui canal și am explicat eu acolo câte în stele, câte în mări, am crezut că lumea se va uita. N-am știut eu foarte bine cum funcționează algoritmul YouTube-ului, care are niște clipuri care sunt moarte acum. Moarte în sensul că YouTube nu le mai sugerează nimănui. Bun. Dar mi-am dat seama că trebuie să repet lucrul ăsta cu viscozitățile. Hai să vorbim un pic despre aceste viscozități. La motorizările benzină sau la motorizările de acum 20-25 de ani, dacă intrați în configuratorul oricărui producător de ulei, o să vedeți uleiuri de la 0,30 până la 15,40. Oamenii, nu se expliciți acolo de ce este așa. Eu am mai zis lucrul ăsta, că același configurator este consultat și de domnul din Namibia și de domnul din Islanda. Și ține de noi ca și vânzători de uleiuri sau de noi ca și oameni pasionați, că de-aia am scris comentarii și uitați pe YouTube, sunteți pasionați de domeniul auto, că altfel vă uitați la alt gen de canale. Și noi trebuie să vă... și ține de dumneavoastră ca să știți. Dom'le, eu stau în România, trebuie să pun uleiul ăla. Uite, mi-am dat seama că voi nu știți lucrurile astea pentru că nu vi le-a spus nimeni. De multe ori când mergeți la un mecanic, mecanicul, dacă el doar mecanic și muncește, el pune ce are acolo. Că poate l-a combinat vânzătorul de la Ravenol, ia bă, stai și tu aici 5,30, 5,40, ia și un 10,40 sau cer el 10, dă-mă și 10, că am eu client, și el pune pur și simplu. Bun, lucrurile astea se aplicau, cum am zis, la motoare pe benzină și motoare diesel până prin 2003-2004, când au început să apară, bun, a fost în pompa de uză, dar la restul, când au început să apară fete de particule, deja sunt limitați. În autodata este ca o biblie a mecanicilor sau oameni care lucrează în domeniu, acolo ne spune foarte clar, toate temperaturile 5-30, temperaturi între minus 10 plus, poți să pui și 10-40, dar asta, repet, la motorizări unde nu suntem condiționați de anumite, adică la motorizări vechi, așa era. Ai un ALH, păi la ALH poți să pui și 10-40 și poți să pui și 5-40, că nu se întâmplă nimic. Dacă e minus 40 de grade, îți recomand un 0W30. Bun. Din păcate, eu am crezut că lumea și mecanicii și magazin de piese s-au updatat. Nu este așa. Și vă dau un exemplu banal. Noi la Ravenol avem MTF 1, 2 și 3. Sunt, MTF vine de la cutie de viteză manuală. Deci tu dacă ai MTF 3 e 75W, 75-80, 75-85. Adică un magazin, dacă are aceste 3 uleiuri, bine, sunt diferite că sunt pe bază pause full sintetice. Deci în magazin, dacă ai aceste 3 uleiuri, poți să satisfaci 90% din nevoia de uleiuri de cutie de viteză manuală. Ei, dar am observat de la agenții noștri că vând și nu prea vând aceste MTF-uri, vând 75-90 și 80-90. Bă, dar cum? Păi nu, că ăsta se cere, că ăsta îl vând. Păi ce se întâmplă de fapt? Vânzătorii din magazine de piese auto, nu, dacă vine un domn, bună ziua, am mașina X, vreau ulei de cutie de viteză manuală, știe el de când era el mic, îi dă 75-90.
Dar nu se uită pe configurator să vadă că în 2001 se folosea 75W90, dar în 2008, la același... Ai, Volkswagen, că ăsta e cel mai cunoscut și mașinile cele mai multe din România, vorbesc așa second, grupul ăsta, hai să nu zic chiar Volkswagen, mă, din 2006-2007 se recomandă 75W. De el nu și-a făcut un update la cunoștințele lui. 75-90. Uite, de chestia asta mi-am dat seama având și distribuția. Că se vinde mult 80-90 și 75-90. Pe 80-90 la cutie de viteză manuală, o mașină modernă, nu se mai folosește. La grup, la meci de sprinter 2003, cum avem noi, da, se pune 80-90. La grup, că e mașină veche. Și în felul ăsta văd că oamenii nu consultă configuratoare. Ei, la fel se întâmplă și la motor. Că de-aia avem noi întrebarea asta. Dom'le, de ce 530-ul este regele? Păi 530-ul este regele pentru că sunt foarte multe mașini din grupul ăsta Volkswagen care au norma pentru filtrul de particule 507-00, au 530. Există un caz de excepție la grupul Volkswagen, am mai avut clipuri pe tema asta în care ei folosesc, au aceeași normă și pe 0.30. Spre exemplu, ei au renunțat de anul trecut la 5.30. Tu dacă vrei să cumperi ulei cu norma 504, benzină 507, diesel, de la Volkswagen doar 0.30. Original doar asta se vinde. Bun, producătorii gen Ravenol, Castrol, Mobil, Motul, tralala, încă au licențe pe, nu știu, pe 2-3 ani. Acum când se va termina, nu o să mai facă 530 cu norma 504-507, o să fie exclusiv 0W30. Deci cam așa funcționează treaba. Și dacă la mașină de acum 20 de ani se mergea, lasă, domnule, că am pus 540, pun 1040, că motorul uzat, că știți și voi poveștile astea, la mașină de generație nouă nu mai poți schimba. Tu ești condiționat. Spre exemplu, tu dacă ai... cum am zis, motorosare Volkswagen și ai filtrul de particule activ, cum ar trebui să fie, păi tu trebuie să folosești cu norma 504-507 și dacă ai 1.000.000 de kilometri. Ăla care zice, lasă bă că știu eu, el nu știe de fapt. Că dacă ar consulta un configurator, ar vedea. De ce credeți că toate configuratoarele, Ravenol, Castrol, Mobil, Motul, Lichimol, ce folosiți voi, valvura, ce vreți voi, la toate, dacă intrați pe motorizarea Volkswagen 2010, o să vă dea 0, ce au oamenii în portofoliu? Poate au 0.30, dar probabil că au. 0.30 și 5.30, cu norma 504-507. Păi noi trebuie să ascultăm de acele configuratoare. Sunt anumite norme impuse către producători auto pe care nu le găsim pe 530 sau nu le găsim pe 540, le găsim poate doar pe 0W30. O să vă arăt următoarele exemple. Dacă tu ai Volvo, ai Volvo 2.4, cel în 5 pistoane, păi tu specificația asta o vei găsi doar pe 0W30. Adică nu poate să vină să-mi spună mie un habarnist, lasă, domnule, pune 5.30. Bă, nu pot spune, pentru că intenționa cei de la Volvo au dat aprobare producătorilor de ulei, în cazul nostru Ravenol, ca această normă să o găsim doar pe 0W30. Este o cerință venită din partea producătorului. Și atunci, în cazul ăsta, eu vin și te întreb pe tine, domnule urmăritor, măi, cum îți recomandă unul 5.30 pentru Volvo? Cum? Dacă eu vând în magazin, vine domnul, salut domnule de Volvo, pune mâna pe 530, pe ce 530 pune mâna? Eu știu că se întâmplă lucrurile astea, că de-aia mi le scrieți voi, că dacă nu, eu credeam că lumea o înțeles. Nu, domnule, de regulă așa trebuie făcut. Ori tu vânzător sau tu consilier de service care îți mărește experiența în fiecare zi consultând configuratoarele, ori dacă nu, nu. Se întâmplă, spre exemplu, anumiți producători de ulei să nu aibă un ulei compatibil pentru norma aia. Și la Ravenol se mai întâmplă, de rar, într-adevăr, să scrie special product. Adică Ravenol nu are un produs cu aprobare sau recomandare pentru motorizarea voastră. Băi, nu are. Poate are Mobil, poate are Castrol, poate nu au nici ei. Poate doar original se găsește. E un exemplu. Deci, în cazul nostru, cu această aprobare Volvo, deci nu o găsim nici pe 530, nici pe 540, nici pe 550, 15, nu există. O găsim exclusiv pe 030. Păi și atunci de ce recomandă lumea 530? Eu nu știu de ce. Adică știu, da. Bun. Mai departe. Această normă 508, benzină 509, diesel. Această normă o găsim exclusiv pe 0W20.
Acei habarnici care vă recomandă dumneavoastră să puneți 5-30, nu știu ce vorbesc. Tu dacă o motorizare 2017, 18, 19 de generație mai nouă, doar 0W20 trebuie să folosești. De ce? Pentru că doar pe 0W20 avem 508-509. Așa se alege un ulei. Bun, eu recomand Ravenol. Dumneavoastră sunteți fan Castrol Mobil, motorului tot repet ca să nu fie discriminare. Lichi, moli, ce vreți voi. Dar dacă vă uitați pentru o motorizare care are cerința 508-509, o să vedeți la orice producător de uleiuri, o să vedeți că se recomandă doar această viscozitate, 0W20. Și atunci alții, de ce recomandă 530? Pentru că pe 530 nu ai 508-509. De ce? Trageți voi concluzia de ce. După aceea, dacă noi, spre exemplu, avem acest 0W30, nouă ne recomandă producătorul BMW Long Life 12. Pe această aprobare sau această normă Long Life 12 FE nu o găsim pe altă viscozitate în afară de 0W30. Nu o găsim nici pe 530, nici pe 540. E adevărat, găsim Long Life 4 pe 530, pe 540, pe 0W30, da. Dar vorbim Long Life 4, vorbim de generație de motoare de 20 de ani. Sau 15 ani. Aici vorbim de motorizări care sunt de 7-8 ani, 10 ani maxim. Și atunci, nu, de aia zic că voi, în calitate de că sunteți urmăritorii mei și vă mulțumesc. Când, dacă sunteți urmăritori, luați de, eu, nu că luați de bună, luați de bună că eu aduc dovezi. Și dacă sunteți fani unul lei, domnule, hai să verific configuratorul. La mașina mea, ce pot să pun? Păi, mai ales dacă e diesel, ești condiționat, v-am zis, de filtrul de particule și nu poți spune altceva. Bun, ăsta e și pentru Peugeot, l-am mai prezentat. Avem un caz aici aparte, cum ziceam, cu norma 504-507. E acest ulei, e un caz aparte. Asta, am vorbit acum 5 minute de el. Că norma asta o găsim și pe 0,30 și pe 5,30. Dar următoarea normă nu mai găsim. Și probabil că 5,30 nostru VMP și SMP pe viitor și Castrol 5,30 LL și Motustra nu o să mai aibă norma 504-507 după ce le expiră contractul cu cei de la Volkswagen. Și o să rămână doar uleiul ăsta. Așa vrea producătorul. Păi acum eu am înțeles că voi spuneți lasă bă că știu eu. Dacă îmi zici lasă bă că știu eu, tu răspunzi. Nu, dacă zice vorba asta un vânzător din magazin sau un mecanic sau un patron de servis, păi el răspunde. Și dacă voi aveți o problemă cu filtrul de particule înfundat din cauza unui ulei neconform, peste el, tată. Dar de fapt oamenii nu zic așa. Cine zice lucrul ăsta? Păi zic, tu habar nici din ăștia. Că asta e problema în România, că adică noi români, dintr-un punct de vedere, suntem foarte ok. Suntem foarte dezghețați la minte, suntem inventivi, suntem, uite și noi, că ne-ați certat, poate nu știu că ați sezat sau nu, nu se mai aude acea alarmă. Chiar unul dintre voi ne-a spus, domnule, vezi că ai o problemă cu schimbă bateria. Bun, ca niște români, GBGC, suntem, s-a uitat, Lica a comandat bateria, n-am sunat la o firmă să vină, să hai, zicem ce să facem, am rezolvat o problemă. Nu mai merge, Lica a setat super. Deci asta a rezolvat problema. Dar pe de altă, deci, dintr-un punct de vedere, suntem ok să ne dezghețați. Dar pe de altă parte, noi vorbim despre orice. Păi, noi vorbim despre ce ar trebui făcut în spitale, noi vorbim despre armată, noi vorbim despre Schengen, bun, putem vorbi despre orice, adevărat, că și eu vorbesc cu prietenii mei. Bă, ce părere ai tu? Da, schimbăm păreri, impresii, dar nu poate să fie părerea mea mai credibilă decât părerea unui specialist dintr-un domeniu, că e medic, că e militar, în fine, ce-o fi, n-am prieteni militar, medic, îți dau o exemplu așa. Nu o să știu mai bine decât un, aș vorbi, băi, cine ți-a lucrat aici? Vine un mește, nu știu, un zidar, păi ăla a făcut. Păi nu mă că spun eu, măi, dar tu de unde știi? Ai făcut? Nu, păi arată să văd că ai făcut. Păi n-am făcut, dar e ca aia, mi-ai fost, nu, dar am mai vrut. De aia spun că, dintr-un punct de vedere, nu e ok. Și atunci noi dăm cu părerea și la uleiuri. Bagă, bă, 5-30 că e bine. Băi, în calitate de ce? În calitate de ce recomanzi tu? Păi nu ai nicio calitate în domeniu. Pentru că dacă omul se ia după tine și are o problemă, tu ce o zici? Păi ce, bă, eu lucrez în domeniu? Mi-am dat și o părere. E ușor așa să o arunci. Dar, bun, poate că ăsta e stilul meu de, felul meu de a fi, de tot timpul pun cumva rău sau mă gândesc, bă, dar unde se poate ajunge sau ce va zice ăla, cred că ăsta, na, e un defect și profesional de când am lucrat în vânzări. Tot timpul mi-mi place să mă gândesc. Eu dacă zic ăsta, ce va zice ăla? Se făceau anumite role play-uri pentru cine știe. Deci cam așa, sunt anumite motorizări la care nu putem folosi alt tip de ulei. Că vă recomandă unul, întrebați-l, cu ce te ocupi tu? Și vedeți cu ce se ocupă el și
v-ați liniștit. Dacă, spre exemplu, noi avem uleiul ăsta, 5W20, păi ăsta trebuie să-l punem, avem aici o aprobare de Land Rover, Jaguar, ST, JRL, tralala, și avem Ford. Păi noi, dacă vreți să respectăm, o să vedeți că această aprobare nu o găsim pe alte uleiuri, o găsim pe 5W20. De ce o găsim doar pe viscozitatea asta? La toți producătorii de uleiuri. Pentru că sistemul de ungere, atunci când a fost proiectat, când s-au făcut teste, s-a făcut cu viscozitatea asta. E atât de simplu să înțelegeți. Deci cei de la Ford și motorizări care s-au pus și pe Jaguar și pe Land Rover au făcut toate probele cu viscozitatea asta. De-aia doar pe 5W20. De-aia trebuie să respectăm și dacă respectăm norma cerută de către producător, ajunge la viscozitatea asta. Din cauza asta. 5W20. Hai să vedem ce mai avem. Uite, vă dau cazul lui Mercedes. 22952. Această normă o găsim exclusiv pe 5W30. Nu o găsim nici pe 540, nici pe 1550, nici pe 1060. O găsim pe 530. Și cred că o mai găsim pe un 0. Bun, în jos da, dar în sus nu. Suntem condiționați. Probabil că o să, uite, am normă 229.61 pe care o găsim doar pe 0W30. Cu cât, asta am observat, cu cât mașinile, motorizările de generație mai nouă se merge pe viscozități mai mici. Nu numai din fabrică. Tot timpul trebuie să mergi cu acea viscozitate. De ce? Pentru că așa a fost proiectat sistemul de ungere. Revenind la acest 0W16, vreau să vă spun ce scrie aici. Vreau să vezi aici. First one. Deci, Ravenol a fost primul cu aprobare 0W16. Acum sunt și Ravenol 0W8, în fine. Ce se întâmplă cu uleiurile astea? Uleiurile astea, așa au cerut producătorii. Noi avem aici, ce avem? Honda, cu 0215. Avem trei coduri de Honda. Honda Ultra Next, Ultra Green, Hybrid Engine, Nissan, Toyota, tralala. Deci, producătorii ăștia de motoare japoneze, așa au proiectat motorizările cu 0W16. El este un ulei foarte fluid la rece, dar foarte fluid și la cald. 16 este înseamnă fluiditatea lui la, viscozitatea lui la cald, deci este foarte fluid. Am explicat în alte clipuri că noi dacă punem un 0W30 la cald, o să avem o viscozitate mai mare, însă nu mai avem debit ca și 0W16 și atunci nu ne mai ajunge ulei cât trebuie peste tot. Și evident, degeaba tu ai presiune dacă nu mai ai cantitatea necesară de a proteja și de a fi, de a unge. De aia trebuie să respectați. La nicio mașină hibridă, bun, ai hibridele de generație mai vechi, o să găsiți probabil, s-a mers cu 0W30, 0W20, 0W16. La mașină din 2022, poate vă dă 0W16, maxim 0W20, nu 5W30. Deci, condiționatul viscozității este dată de către norma impusă de producătorul auto. Producătorul auto îi spune, bă nene, vrei să faci ulei? Că interesul lor a venit să facă ulei pentru Honda. Bă nene, vrei să faci ulei de Honda? Da, bun. Fă ulei, vezi că viscozitatea cerută de către noi, pentru că așa am proiectat sistemul de ungere, este 0.16. Și la face un 0.16, evident că își trimite date, bă, ce viscozitate e stabilită, fiecare își aduce rețeta, ce pachet de aditivare, ce baze, ce tralala, și pe care îl trimite la Honda, Toyota, toți care au fi testați. Da, mă, testăm, te trecem aici. E că ești ok. Așa se lucrează cu viscozitățile. Toate cerințele pleacă de la producătorul auto. Aici vorbim de mașini care sunt produse din 2005-2006 încoace. Bă, ce a fost până în 2005-2006 s-a dus. Tu și dacă stai în Namibia, tot 0.16 trebuie să pui. Ca și domnul din Finlanda, tot 0.16. Tu în Namibia nu poți spune în motorizarea asta hibridă, tu nu poți spune ulei 5.30. Băi, nu poți spune. Așa ți-a cerut producătorul, că dacă producătorul zicea, poți pune și 5.30, această aprobare 0.82 tralala de la Honda o pune și pe 5.30. Bă, dar n-a pus, a pus-o doar pe 0W20. Acum sper că m-am... Și mai încă o chestie. Mai sunt unii dintre voi, sau mai sunt influenceri, care vă recomandă să folosiți, eu am mai văzut în comentarii, am văzut așa și pe Facebook și pe YouTube, domnule, pune ulei de curse, pune, da, am pus eu și merge bine. Păi pot să recomand unuia să pună ulei de curse când nu mai are nimic în țeava lui de eșapament, este goală.
Deci tu nu mai ai nimic. Nu mai ai senzor, nu mai ai filtre de particule, dacă e benzină, nu mai ai sonde, nu mai ai catalizator, nu mai ai nimic. Atunci poți să-i pui. De ce spun lucrul ăsta? Pe acest ulei 0W60 de la Ravenol, dacă vă uitați, 10W60, scuze, dacă vă uitați aici, nu avem nicio aprobare. Mă, nimic. Că scrie Opel, trebuie să scrie AMG, GT, Master, Stralai, separat. Nu avem nicio aprobare. Păi eu nu vă pot recomanda uleiul ăsta la o mașină de stradă cu catalizator, cu filtru de particule, cu ce vreți voi activ. Nu vă pot recomanda, pentru că nu este suitable. Bun, 15W50. La fel, ce scrie aici? Opel Motorsport. Unde avem aprobări? Unde avem? Nu există. Nu există pentru că aceste uleiuri de curse sunt de curse. Niciodată o mașină de curse, nu ce faceți voi track day, că vă duceți la Adâncata sau la Târgu Mureș și vă dați cu mașină de stradă. Aia e altceva. Dar uleiurile astea speciale, chiar și poate 5.50, 15.50, 10.60, sunt exclusiv de curse. Nu băgați așa ceva în mașini de stradă. Nu vă protejează mai bine. Spre exemplu, acest 10W60, motorul trebuie să fie tot timpul. Deci, ca să protejeze acest motor, și la curse merge pe performanță, să protejeze acest ulei motorul, păi trebuie să fie foarte, foarte, foarte încălzit. Păi tu când ai cheie, duci la moară până la gară, unde l-ai încălzit? Bun, a nu se confunda rep și rup din gama Ravenol. Nu. Alea sunt uleiuri racing cu aprobări de stradă. Da, ai aprobare. Rep, spre exemplu, are 229-52. Deci dacă ai un Mercedes din 2019, poți pune rep de cursă, știi că dai în gură fără probleme. Își face datoria de protecție, de lubrifiere la motor, dacă nu-i pui 60 pe răspunderea ta. Ne-am avut un caz aici la service, poate ne urmărește pe YouTube, probabil, când un domn a venit să pună 0,20 sau 0,30, el a zis că vrea 5,30 rep. Nu-i problemă, el merge tare. Nu-i problemă, dar e pe răspunderea ta. Nu a mea, a ta. A fost strict decizia ta, nu a mea. Pentru că am mai tot vorbit, dar azi că repet. Un vânzător, un comerciant, un influencer, în orice domeniu, trebuie să fie asumat. Cum e vorba aia? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Adică eu e de datoria mea și morală și, nu știu dacă, poate și legală, ca eu să vă dau, să vă recomand dumneavoastră produsele cerute de producătorul mașinii dumneavoastră. Păi dacă ești bun, dacă nu știu, mă uit într-un configurator. E atât de simplu. Deci, e falsă această argumentație că 5.30 e regele. Păi da, poate să fie adevărată că România asta noastră e plină de mașini care merg cu 5.30. Nu mașini din 2022, mașini din 2010, 11, 12, 7, 14, care atunci aprobările am găsit pe 5.30. Dar sunt excepții. Cum e Volvo, vi l-am arătat. La generația nouă de Volvo este 0W20. Nu mai este 0.30. Deci noi nu găsim pentru acea motorizare Volvo DEA, nu scap acum cum se numește, cred că DEA, motorizarea de 2 litri diesel, nu găsim norma cerută de Volvo pe nicio altă viscozitate decât pe 0.20. Nici pe 5.20, nici pe 5.30, nici pe 0.30. Doar pe 0W20. În încheiere, sfatul meu este să consultați întotdeauna un configurator Ravenol. Ravenol, Motul, ce vreți dumneavoastră, dar eu vă recomand Ravenol. Dacă nu vă descurcați, dumneavoastră, nu știu ce să aleg. Alo, bună, cum am avut un caz cu un domn cu un fez și fel. I-am zis, dom'le, depinde acum, hai să vedem. Mașina dânsului era 2016-2017 și putea folosi și 5.30. Ce ceva pe joc. Poți spune și 0.30 și în 2017 încă puteai pune, dar în 2018 doar 0.30 puteai pune. Deci sunt cazuri în care s-a făcut trecerea și la Dacia este la fel, când sunt motorizări care au și 5.30 rână 17, dar au și 0W. Când s-a trecut la o altă. Deci voi tot timpul trebuie să respectați. Dacă vă simțiți cocoș, răspunderea e la voi. Băi, eu sunt cocoș, știu eu. Gata, tată. Dar nu mai e de vină nici vânzător, nici serviciu. Așa ai vrut tu, gata, ți-ai luat răspunderea. Dacă aveți întrebări legate despre lumea asta a lubrifianților auto, vă stăm cu cea mai mare plăcere la dispoziție. Vă așteptăm pe DM Auto cu o ofertă foarte mare de produse. O să avem și niște reduceri de preț cât de curând. O să facem niște pachete. Nu ne lăsăm noi chiar așa la concurență. Încercăm să fim acolo. Până data viitoare, numai bine!